scenă uriașă e pământul, iar oamenii actori în serial. Și pe toate stăruie cuvântul, prin voi ai devenit material. Pe nesimțite timpul ne petrece, iar rolurile se sfârșesc pe rând. Cristina este în clasa 9 și îi place să scrie versuri. A participat la zeci de concursuri literare și are tot atâtea premii. Este pasionată și de pictură, iar fiecare poezie scrisă este însoțită de un desen reprezentativ. Poezii scriu încă de când eram mică, mă uitam la lumea din jur și încetul cu încetul interiorul meu s-a deschis o altă lume și am încercat să transpun prin versuri ceea ce simt, stările mele și ființa care e în interiorul meu, să o dezvălui celorlalți. Roxana scrie poezii din clasa 1, iar în curând va lansa primul volum de versuri numit Pași prin viață. Stau pe marginea lacului, stau pe petala macului, destul pomul plin de fericire, sunt un fluture venit din amintire. Scriu din clasele 5-8 poezii, am început din clasa 5-a și am participat la diferite concursuri. Îți mai amintești în ce context ai scris prima poezie? Prima poezie a fost în clasa 1-a. Doamna învățătoare m-a pus să pun câteva cuvinte pe foaie și să le fac o rimă. Și de atunci, ușor, ușor, câte două versuri au început să contopească poezii întregi. În total, elevii au obținut 15 premii la concursurile de creație literară. A fost destul de greu. Bineînțeles, este un concurs internațional. Am trimis lucrarea mea prin e-mail și am primit rezultatul. Ei au obținut 5 premii întâi, 2 premii 2, 3 premii 3, 4 mențiuni și un premiu special la concursul internațional plus minus poezie de la Târgu Mureș. Elevii au fost recompensați cu diplome, medalii și cărți. Ei vor fi premiați și de conducerea unității de învățământ la care studiază în cadrul zilelor liceului.